Fermierii pot să beneficieze de finanțare nerambursabilă prin măsura 6.3, însă trebuie să se grăbească cu depunerea proiectelor pentru că fondurile alocate la nivel național scad de la o zi la alta. Fermierii care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte și îndeplinesc condițiile de eligibilitate, printre care se află și aceea ca solicitantul să fie înregistrat la APIA ca fermier activ de minim 24 de luni, trebuie să depună proiectele cât mai repede pentru că există o mare cerere din partea fermierilor, iar fondurile scad de la o zi la alta. Valoarea alocată la nivel național este de aproape 48 de milioane de euro, iar până în prezent s-au depus proiecte de peste 35 de milioane. Măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltare fermelor mici, se adresează practic micilor fermieri. Ca și condiție pentru accesarea acestei măsuri să fie înregistrat ca fermier activ la APIA de minim 24 de luni. Altă condiție să aibă minim 4.000 de ESO-uri, okay, cele 4.000 de ESO-uri se pot obține din, practic, din capitalul cu care vine fermierul, adică terenurile agricole deținute și lucrate în momentul depunerii proiectului. Valoarea alocată pentru măsura respectivă, pentru măsura 6.3, în momentul de fapt s-a alocat la nivel național 47.790.000 de euro, din care până în momentul de față s-au depus deja de 35.500.000 de euro. Normal, suma alocată pentru depunere, practic, doar 47 de milioane de euro, 47.790, dar practic se merge până la 150% din valoarea respectivă. Termenul de depunere pentru proiecte a început pe data de 1 august, și se va încheia în momentul în care fondurile sunt epuizate sau cel târziu până în data de 31 decembrie 2019. Practic, fermierul trebuie să întâlnească un set de documente prin care noi le prelucrăm ca și consultant, noi le prelucrăm și practic se încarcă pe site-ul APIR-ului proiectele în format editabil și în format scanat. Măsura 6.3 reprezintă un fond nerambursabil 100% care se acordă într-un grant de 15.000 de euro per exploatație. Se acordă în două tranșe, prima tranșă 11.250 de euro și cea de-a doua tranșă până la 3 ani de zile, practic până când fermierul își îndeplinește obiectivele din planul de afaceri. Plan de afaceri care este întocmit de noi în colaborare cu practic cu fermierul pentru ceea ce are nevoie, pentru specificul activității pe care îl desfășoară. Puntajul de selecție. Ei, puntajul respectiv de selecție, practic, se ia în calcul mai mulți coeficienți prin care, mai multe criterii, practic, prin care putem aminti studiile în domeniul agricol, practic, nivelul, pe fiecare nivel se aplică un anumit puntaj, adică dacă are doar cursuri de inițiere în domeniul agricol, are 5 puncte. Dacă are cursuri de calificare în domeniul agricol, are 10 puncte. Dacă are studii liceale sau post-liceale în domeniul 15 puncte. Și dacă are studii superioare, adică dacă are diploma de inginer, are 20 puncte de selecție. Asta e un criteriu. Un alt criteriu e principiul sectorului prioritar. Practic, prioritar în momentul de față pentru agricultură, să zic așa, legumicultura, unde primește fermierul 15 puncte, producerea de material săritor, unde primește 12 puncte, sau pomicultura, unde va primi 10 puncte. Asta este sectorul vegetal, iar pe sectorul zootehnic avem, practic, bovinele, sectorul, practic, creștere de bovine, care e 15 puncte, apicultura 12 puncte, sau ovinele cu 10 puncte. Un alt criteriu e potențialul agricol al zonei, potențialul e scăzut, mediu sau ridicat. Pentru potențialul mediu, putem aminti că reprezintă 25 de puncte de selecție și pentru potențialul ridicat, 30 de puncte de selecție. Un alt criteriu, criteriul 4, reprezintă principiul termenelor de familie. Practic, sunt definite cu 30 de puncte fermele de familie. Ce înseamnă ferma de familie în momentul de față? Înseamnă să fie înregistrat sub o anumită formă de organizare, adică întreprindere familiară.
care, cum am spus, beneficiază de 30 de puncte. Ultimul principiu, principiul raselor sau soiilor autohtone, adică aici poate primi beneficiarul 5 puncte în cazul în care deține rase autohtone, gen pentru vaci, bătata românească sau pentru soiuri, știu eu, de prun sau culturi vegetale, dacă practicare în momentul de față soiurile respective sau dacă fermierul intenționează să cultive doar soiuri autohtone. Datele prezentate legate de sumele disponibile sunt valabile pentru ziua de vineri, 17 august.